Accident sângeros în comuna Bobicești. Un tânăr de 21 de ani a pierdut controlul autoturismului și a băgat în spital alte 3 persoane. Șoferul s-a angajat în depășirea unei căruțe, dar nu a aproximat distanța, astfel că a acroșat atelajul. În urma impactului au fost loviți 2 pietoni aflați în afara carosabilului. În accident au fost implicate o căruță, un autoturism și au fost loviți 3 pietoni. Cei 3 pietoni au fost transportați la spital cu echipajele de la serviciul de ambulanță și echipajul SMURD. Este vorba de o femeie în vârstă de 20 de ani, în stare comatoasă, care pe timpul transportului și-a revenit fiind transportată la spitalul din Slatina, conștient, cu agitație și otoragie. La fața locului s-au deplasat și oamenii legii pentru a stabili circumstanțele producerii accidentului. Conducătorul auto și căruțașul au fost testați cu aparatul etilotez, rezultatul fiind de 0,10 mg per litru alcool pur în aer expirat pentru conducătorul auto și 0,51 mg per litru alcool pur în aer expirat pentru căruțaș. Victimele transportate la spital au primit îngrijiri medicale, iar în prezent se află în afara oricărui pericol.